Cafeneaua artiștilor din Giurgiu a fost plină ochi de iubitori de cultură, prieteni și colegi ai jurnalistului, politicianului și scriitorului Ionel Muscalu. Deși este tânăr și prins cu munca de birou, dar și foarte implicat în viața politică giurgiuveană, Ionel Muscalu își face timp și pentru pasiunea sa, poezia. Așa se face că a ajuns la cel de-al șaselea volum intitulat Proprietarul de frunze. La evenimentul de lansare a volumului de poezii, cuvintele despre autor și versurile sale au fost la superlativ. Nimic nu a depășit însă momentul în care fiul lui Ionel Muscalu și-a început discursul, atât cât și-a mai adus aminte. Ionel Muscalu... Scuzați-mă, dar am uitat discursul. Prezenta această minunată carte alături de tatăl meu. Care și el uită că toată discursul. Așa, și? Îl iubești pe tatăl? Poți să nu mai spui nimic. Sau să vrei să... Și vă urez lecturile plăcute. Pentru lumea în care trăim, Ionel Muscalu este un poet curajos. Acum când gândurile sunt transmise prin e-mail, iar conversațiile se poartă pe Facebook, poezia își găsește cu greu loc în cetate. Și aici este, de fapt, marele câștig al poeziei sale.